Ați stat de vorbă cu siguranță de-a lungul timpului cu foarte multe familii. Putem vorbi de o evoluție a ideii de familie? S-a schimbat ceva? Familia în societate de acum 30 de ani poate și situația familiei în ziua de astăzi, felul în care decurge relația dintre soț, soție, părinți, copii. Cum e astăzi? Știți cum era înainte? Dacă îți rupea ciorapul, îl cărpeai de 100 de ori și îl purtai înainte exista cez mare o grămadă. Orice papuc să rupea, te duceai, dacă nu-l puteai tu cărpi, îl duceai la el. De 10 ori, de 100 ori, cât se putea. O haină la fel. Adică în orice situație toate se reparau. O relație care nu mergea bine, certuri în familie, ceva, găseau căi de rezolvare se duceau la duhovnic, discutau ei, adică se luptau, erau o rușine cum să ajungi la fost, nici nu se discuta lucrul ăsta. Deci indiferent ce probleme existau în familie, se găseau o cale de rezolvare. Și asumeau cruce, aduceau, eu știu un salamine o singură familie divorțasă și nu mai ieșeau din casă, era rușine din tot satul. Deci nu exista așa ceva, mă refer în timpul copilăriei. O trecut ani și s au ajuns așa. Cine în ziua de azi mai cârpește ciorapia? mai cărpește cine? Nu. Eu aruncat alții noi, deja numai dacă s-au șifonat o leacă, alții. Hainele la fel. Mai există ce mari, nu mai există, că nimeni nu mai duce l la reparat. Ce au ajuns? Tot ce avem în viața noastră de unică folosință. Căsătoriile, câți li mai rezolvă găsând căi de comunicare. Deja acum s-au ajuns la notar, rapid, în 24 de ore ai rezolvat. Deci s-au ajuns și căsătoriile să fie de unică folosință. Adică s-a ajuns lumea să nu mai aprecieze ce are. Să nu se mai bucure și să caute permanent lucruri noi. Acum fiecare vrea tot altceva, altceva. Se pare că soției e cam trecut ani. Ce pe sui te roate mai tânără. Deja omul, viața lui s-a dat peste cap. ce mai ține acum pe oameni, așa, în cadrul familiei, în dragoste, în lucrurile astea, tradiții care le-am avut poporul nostru? Legătura cu Dumnezeu. În momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din viața ta, deja ai tentații, le-ai în jurul tău tot timpul. Nu mai ai nici motiv să zici să te oprești de la el, că bă, și așa Dumnezeu nu există, sau nu mai interesează Dumnezeu, sau nu am nicio treabă cu Dumnezeu. Dar în momentul în care l-ai pe Dumnezeu, ai din dragostea lui Dumnezeu, te îngrijești de familie, și chiar poate la nu întotdeauna numai din dragoste de măi, dar să supără Dumnezeu, să nu fac asta. Adică ai totdeauna încerci să depășești lucrurile grele. A început toate să dea cap. Deci, într-adevăr, cum să zice, să zice, măcar 30 de ani, dacă luăm încoace, este o diferență uriașă. Deci oamenii nu mai apreciază frumosul. Nu mai apreciază normalul. Dacă privim așa întreaga lume, de la copiii mici, adică toate s-au dat cap, chiar la nivel de state, de guverne. Adică dacă în urmă cu 40 de ani era arestat pentru un lucru ieșit din comun, acum s-au ajuns aproape să fie amendat sau arestat dacă nu ești de acord cu lucrurile alea care tot legea statul înainte le condamna și te închidea pentru ele, acum s-au ajuns că dacă zici ceva, că nu ești de acord cu așa ceva, te amendează sau te arestează acum. Adică ca să vezi cum s întors, ce au spus Sfinții Părinți? Că era întrebat un părinte bătrân, părinte, când va veni sfârșitul lumii? Zice, când nu va mai fi dragoste între oameni, când nu va mai fi cărare de la un om la altul și când anormalul va deveni normal și normalul anormal. Adică se vor întoarce valorile, adevărate valori o să fie prigonite. Și lucrurile reale ridicate la loc de cinste. Și toată lumea vede lucru asta? De aceea s-a ajuns aici că nu mai există dragoste între noi? Dragoste, toată lumea vorbește de dragoste, toate cântecele sunt despre dragoste. Toată lumea tânjește că nimeni nu mai iubește. Dar problema unde? Noi nu mai iubim, nimeni nu mai iubim. Dar toți cerem dragoste. Dar nu a înțeles un lucru că asta nu-i dragoste, e egoism. Spune așa, dragostea nu cere niciodată nimic. Ce spune la Sfântul Apostol? Dragostea nu caută ale sale. Deci dragostea înceată nu zice mie să-mi fie bine, nu. Persoana dragă, apropiată, să-i fie bine, să nu-i fie frig. Vezi cum face mama? Își ia copilul, ia copil, mănâncă. Și dacă rămâne ceva, mănâncă și ea. Ia să nu-i fie frig la copil. Și după dacă dacă mai rămâne ceva, să îmbracă și ea. Deci totdeauna, de asta am spus că e dragostea cea mai apropiată de Dumnezeu. Pentru că oferi celuilalt întâi, să fii bine celălalt și după aia tu. Dar în momentul în care tu să fii bine și nu te interesează de celălalt, ăla e N-are nicio treabă cu dragostea. De asta, pentru că spune că dragostea nu caută ale sale. Și atunci de asta toată lumea suferă, de singurătate, de tot ce există în lumea asta, pentru că nu mai are dragoste, nu mai oferă dragoste, că dragostea merge până la jerfă. Și dacă nu ai lucrul ăsta, atunci nu ai dragoste. Ai egoism și cer la celălalt. Îi spui, domnule, vreau cu tare, dacă mă iubești, vreau cu tare. Deci cum merge? Adică e mai mare prostie. Spui la dacă mă iubești, vreau cu tare. Păi, dar stai un pic. Dar arată tu că iubești. Jerfești tu. Ei, lipsește lucrul ăsta. Și atunci, vedem toate lucrurile astea lipsa dragostei și schimbarea anormalului cu normalul. La alb îi zicem negru, la negru îi zicem alb, adică și nu numai, eu am văzut la căderea Imperiului Roman, zic și de unde a pornit. În momentul în care s-au legalizat toate urgiile, au început de căderea Imperiului Roman. Adică Dumnezeu atunci a spus atât. Deci se făceau urgilii, dar nu erau legalizate de stat. În momentul în care s-o legalizat, la fel și acum, în momentul în care se legalizează ca lucruri bune, nu înseamnă că rămân buni, tot păcate rămân, în fața Dumnezeu tot îți pedepsite, dar legalizate de stat. Și atunci începe să întoarcă lumea cu susul în jos și începe Dumnezeu să îngăduie anumite lucruri. Câți războaie, câți cu tremuri, câți inundații, câți incendii, ca să ne dea să înțelegem că nu, nu suntem bine.